Hei, salutare, prieteni! Astăzi vreau să vorbim despre telefonul al cărui al doilea nume este Flagship Killer. Zici care e semnul ăsta din născare, știți că la Harry Potter. Sub brandul ăsta, Poco de la Xiaomi, de-a lungul anilor, chiar a fost un fel de roller coaster. Primul a fost, pur și simplu, un mega hit, apoi au urmat câteva modele mai proaste, apoi a apăruse Poco F3, iarăși un telefon genial, apoi iar câteva lansări de mântuială. Când am dat de Poco F6, am zis că totul e pierdut. Dar ascultați aici la mine. Ăsta e, după părerea mea, cel mai tare device pe care l-au scos ei în ultimii ani, anume Poco F6, nu F6 Pro. Acest telefon oferă ceea ce voia de mult publicul, așa că hai să discutăm. Pocofonurile sau, mai nou, pur și simplu Poco, au apărut cu scopul de a oferi performanță, specificații pe care le vezi doar la grei industriei, la un preț mai pământesc. La preț mai revenim noi, dar pe lângă specificații, telefonul ăsta deja nu arată caragios. Are un super display margini pe care nu le-ați văzut la niciun alt device din categoria sa. Super autonomie, camere destul de bune, deci chiar nu ți-i rușine de el. Nu mai ai faza aia că, băi, are de toate, dar e un Poco, uite și tu cum arată. Nu știu care a fost intenția lor, dar în ultimii ani Poco arătau cumva exagerat, prea caragios, pestriți pe alocuri. Acum este un design cât se poate de clasic, minimalist, fără linii în plus, poate doar modulul ăsta de camere este mai mare decât ar trebui. Iar al treilea cerculeț, dacă n-ați înțeles, este un mini ring light. Din față, ușor ascuțit, din spate rotunjit ca să nu te tai în palmă, telefonul este făcut evident în întregime din plastic și avem trei culori, negru, verde și acest titanium, toate cu nuanță mată, aleluia, și nu lasă deloc amprente. Poate și de asta mi s-a părut o opțiune mai interesantă decât varianta Pro. Aia în continuare arată mai de ochiat, este mai scumpă și nu văd tare multe argumente pentru a o alege. Ba dimpotrivă, F6 vine chiar și cu protecție IP64, deci sub un jet de apă se ține, F6 Pro cu IP54. Ca să nu uit, Poco în continuare vine cu mici cadouri în cutie. Da, astea în 2024 chiar sunt cadouri. De exemplu, un încărcător rapid la 90W sau o husă din silicon chiar bunicică. Însă cea mai mare surpriză eu am avut-o de fapt când l-am pornit pentru prima dată. Păi, priviți și voi ce margini subțiri are telefonul ăsta. Deci pe bune, nu toate flagship-urile își permit așa ceva. Asta schimbă din start impresia despre telefon. Plus la toate, display-ul ăsta de 6,67 inch este acoperit și cu sticlă Gorilla Glass Victus și mai vine și cu o folie de protecție așa pentru început. Ăsta e un panel AMOLED pe care cel mai probabil Xiaomi l-a mai utilizat și pe alte modele, cum ar fi Xiaomi 13T, pentru că am aceleași impresii. Avem rată variabilă de refresh, culori tare bine calibrate, de obicei AMOLED-urile de la Xiaomi-urile astea ieftine îți ardeau ochii cu contrast. Și mai nou, avem o luminozitate maximă de 2400 de niți pe un Poco. Deci ăsta chiar este un display de smartphone scump din toate punctele de vedere. O altă atracție care nu a dezamăgit la Poco este hardware-ul. Asta a stat la baza apariției sub brandului, să ai performanțele ălora care costă scump. Deci în premieră avem procesorul Snapdragon 8S Gen 3, 12 GB de RAM de tip LPDDR5X și jumate de tera de memorie. Există și versiuni 8256, dar eu n-am dat de ele. Știu, toată lumea o să spună, păi stai băi, că ăsta este cu S în abreviere, nu e același Snapdragon ca pe S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, unor 6 Pro și așa mai departe. Și da, aveți dreptate, este ceva mai slab, dar priviți, vă rog frumos, testele de stres. Cum se face așa că mai mereu telefoanele astea mai ieftine, mai slabe, aparent reușesc să lucreze mult mai stabil decât alea scumpe de peste 1000 de euro? Pocofonul ăsta poate a luat un scor maxim mai slab, dar priviți și voi cum arată graficul. Chiar și la testele de stres, de jumătate de oră a menținut o temperatură și o performanță constantă. Și eu vorbesc de testele astea sintetice. În practică, rulează fără nicio problemă absolut orice joc din Play Store la setări maxime, credeți-mă pe cuvânt. Și încă nu se înfierbând atât de tare care este. Deci chiar s-a lucrat la un sistem de răcire. Hai să ne mai văicărim un pic, nu-i chiar totul de laudă. Evident, ca și la oricare Poco, partea negativă este softul. De fapt, nu știu dacă e neapărat ceva negativ, pur și simplu este un extra efort pe care trebuie să-l depui de dragul prețului. Toate telefoanele lor vin cu tare mult bloatware, duplite cu o grămadă de jocuri și aplicații. Deși, sincer, am fost surprins că sugestiile inițiale atunci când setezi telefonul nu mai sunt chiar aplicații dubioase. Deci, primul lucru pe care îl faci cu un Poco, te apuci să faci curat și să aranjezi totul în așa fel încât să nu arate o lată de gunoi.
După asta, n-ai treabă. Telefonul la o adică vine cu HyperOS, deci tot ce găsești la restul Xiaomi-urilor va fi și aici, inclusiv și optimizarea ca lumea. Xiaomi a făcut o treabă destul de bună cu HyperOS-ul ăsta, vei primi 3 ani update-uri de sistem garantat, asta tot este o noutate pentru așa telefoane, customizarea nelimitată la tot ce vrei este prezentă evident, o noutate pe care n-am mai văzut-o până acum sunt gesturile contactless, care te fac să arăți dintr-o parte ca un nebun, ele lucrează, dar mai mult așa, ca un gimmick. Să trecem un pic la camere. O bilă albă din partea mea din start o are pentru că au scăpat de camera aia macro inutilă de 2 megapixeli care doar ocupa loc. Două e suficient, dar să fie cât de cât bune. Deci un senzor primar de 50 de megapixeli și un ultra-wide de 8. Eu nici nu mă așteptam să găsesc aici camera fonul anului, primim niște rezultate ok, ziua chiar ai parte de multe detalii, însă dynamic range-ul este un pic limitat. Ba prea arți, ba prea multe umbre, la cadrele de aproape văd că se descurcă tare bine, chiar n-are nevoie de o cameră macro, asta cu siguranță. Senzorul primar, apropo, fizic, nu-i tare mare, dar are o apertură din față care se deschide la f1.6, deci încearcă să compenseze cumva băgând cât mai multă lumină, dar vedeți și voi ce iese, uneori la întuneric, cam șifonat. La video, în schimb, Poco F6 poate filma maxim în 4K cu 60 de cadre pe secundă. Asta, evident, este un exemplu în 4K cu 30, cu stabilizarea pornită. Acum puteți vedea nivelul de detalii, de adâncime în cadru, tot nu-i rău. La baterie, ca de obicei, avem vești bune. Telefoanele astea au fost făcute ca să țină câte 2 zile. 5000 de mAh și peste 6 ore de ecran pornit este la ordinea zilei. Chiar rezistă, nu glumă. Și faptul că îl poți încărca în jumate de oră full și încă cu încărcătorul care vine din cutie, ăsta este un avantaj de care noi ăștia cu telefoane scumpe deja am uitat. Detaliile mici aici tot n-au fost ignorate, sunetul stereo destul de bun, fingerprintul este optic sub ecran, lucrează fără rateuri, dar cel mai important pentru mine, vibromotorul care este în rând cu lumea deja nu mai este zdrângănitul ăla ieftin de Xiaomi. Cel mai mare impediment pentru telefonul ăsta, eu cred că desigur va fi prețul. Varianta cu 12 GB de RAM și jumate de tera de memorie este undeva pe la 500 de euro. Dar partea bună la telefoanele astea este că ele tare repede prind la oferte și reduceri, așa că eu sunt sigur în câteva luni și Poco F6 va deveni încă mai atractiv decât este. În orice caz, prieteni, cam asta a fost totul pentru azi. Dacă v-a plăcut acest video, neapărat nu uitați să dați acolo un like, dezbatem tema acestui device acolo mai jos în comentarii. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!